ziua, elevi! Deja suntem la lecția numărul 5. Toleranță și respect pentru diversitate este a cincea activitate din cadrul modulului 1, Diversitate în comunitate. Pentru început îți propun să te gândești și să analizezi următoarele obiective operaționale. În primul rând, să explicăm caracteristicile toleranței într-o societate democratică, să argumentăm necesitatea respectului pentru diversitate și toleranță și să manifestăm inițiativă în rezolvarea unor probleme ale grupurilor de apartenență în comunitățile locale. De ce este necesară toleranța? În cazul dat, ne gândim asupra ipotezei lecției. Toleranța cere ca acceptăm, deodată, care este necesitatea de toleranță? Pornim de la ipoteza lecției. Toleranța cere ca să acceptăm diferențele individuale, oricât de diferite ar fi ele de propriile noastre valori. Ca de obicei, îți propun și astăzi un exercițiu de evocare, în primul rând să răspund la întrebările. De ce toleranța este considerată secretul înțelegerii și păcii între persoane? Și, 2. De ce nu poate fi tolerată intoleranța? În acest caz, e bine să analizăm următoarele informații. Toleranța este concepută ca o acceptare cu răbdare și bucurie a modului în care ceilalți caută adevărul. Este rezultatul educației, efectul pozitiv de a înțelege credințele, ritualurile și obiceiurile acestora. În acest sens, nu este neapărat nevoie să împărtășim sau să acceptăm toate opiniile din jur. Cuvintele cheie ale lecției de astăzi. Toleranța este o atitudine binevoitoare și generoasă față de alte păreri, credințe religioase sau obiceiuri. Respect este atitudine sau sentiment de stimă, de considerație sau de prețuire deosebită față de cineva sau de ceva. Și intoleranță, refuz de a tolera diferențele sau greșelile, nesupunere față de norme unanim acceptate. Te rog să analizezi foarte bine deosebirea dintre toleranță și intoleranță, pentru că ambele au anumite limite. În primul rând, ca să putem să discutăm despre toleranță, sigur că ar trebui să analizăm diferite situații și opinii diferite din societate. Unde ar fi că intoleranța e trebuie să fie luată în considerație mai mult decât toleranța. Este necesar să fim corecți și să nu tolerăm agresivitatea și violența, diferite manifestări de superioritate, de comportament inadecvat, indiferent cine este persoana. Asemenea situații cunoști că sunt foarte multe în jurul nostru. Doar astfel vor fi create condiții favorabile de afirmare a persoanelor care vor să stopeze situațiile de neînțelegere sau conflicte. Nu există toleranță într-un singur sens. Gândire critică. Pentru aceasta îți propun să te gândești la următoarele. Oare toleranța are limite? La tema dată sunt mai multe documente, printre care, în primul rând, Declarația Universală a Drepturilor Omului, și aici este articolul 26. Învățământul trebuie să promoveze înțelegerea, toleranța, prietenia între toate popoarele și toate grupurile rasiale sau religioase. De asemenea, un document foarte important este Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale. Aici vine să ne ajute ca să analizăm articolul 14. Exercitarea tuturor drepturilor și libertăților în care acestea le recunoaște trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire de sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine națională sau socială, apartenență la o minoritate etnică, avere, naștere sau orice altă situație. Cu siguranță că pentru a analiza aceste documente trebuie să te informezi foarte bine și ar fi bine să comentezi aceste articole în raport cu situațiile pe care le ai în viața de zi cu zi. Acum să tendem să meditezi și să adopți o poziție cu referire la următoarele situații. Imaginează că trebuie să alegi una sau mai multe persoane pentru a elabora și a implementa un proiect. Bifează criteriile după care vei face această alegere. Prima, persoanele au ochi albaștri, sunt sinceri, sunt cinstiți, îmi atrag atenția când greșesc, demonstrează respect față de ceea ce sunt, știu că să ascundă adevărul, sunt toleranți, au haine frumoase, mă ajută la nevoie, spun adevărul în orice situație, mă accept așa cum sunt. Argumentează-ți alegerea. Sigur că din acestea trebuie să selectezi acele caracteristici care sunt specifice unei persoane tolerante sau intolerante. Cu referire la toleranță, am să-ți propun să te gândești asupra următoarelor sugestii despre toleranță și să reflectezi pentru a-ți formula o singură concluzie despre acest concept. În primul rând, toleranța este armonia în diferențe. Toleranța nu e doar o obligațiune de ordin etic, este o necesitate politică sau juridică. Toleranța este o virtute care face ca pacea să fie posibilă și care contribuie la înlocuirea culturii conflictului cu cea a păcii.
Toleranța este o atitudine activă generată de recunoașterea drepturilor universale și ale libertățile fundamentale ale acestora. Toleranța semnifică acceptarea faptului că ființele umane, care se creează natural prin diversitatea aspectelor, au dreptul să fie respectate. Acum o să analizăm un studiu de caz și o să ne gândim asupra unui portret a persoanei tolerante. În ajutor îți vine studiu de caz, mai bine zis, spusele unei fetițe de 14 ani, Milena. Ea consideră că toleranța este o abilitate de a accepta diferențele dintre mine și alții. Această abilitate a fost dezvoltată cu succes de către părinți, dar și de profesori, colegi și persoanele care interacționează. Astfel, dispun de mai multe calități, autocontrolul, priceperea suferinței și a durerii. Respectul față de persoane diferite de mine, sunt deschisă să ajut persoanele cu nevoi speciale. Consider că toleranța este strâns legată de respect, de asemenea este o calitate care se educă. Persoanele care dețin aceste calități, precum toleranța și respectul, demonstrează un anumit grad de maturitate socială. Simțul toleranței apare în copilărie și ne însoțește întreaga viață. În baza acestui studiu de caz, îți propun să realizezi un portret a unei persoane tolerante. Meditează asupra acțiunilor care ar trebui să le realizezi pentru a-ți îmbunătăți calitățile unei persoane tolerante. La această lecție îți propun câteva exerciții pentru acțiune în comunitate, pentru ca să fii un cetățean activ și responsabil. Ai putea să inițiezi realizarea unui ghid a unei persoane tolerante. Ai putea folosi următoarele idei. În primul rând, Inițiază singur sau împreună cu colegii realizarea unui ghid al persoanei tolerante. Ai putea folosi următoarele idei. Gândește înainte să vorbești, fii binevoitor și ascultă ce are de spus cineva înainte să reacționezi. Analizează atent punctele de vedere ale celuilalt și încearcă să găsești interesele comune pe care le aveți, dincolo de diferențe. Apreciază propriile valori culturale, dar și pe cele ale altora, fără să le judeci. Nu eticheta oamenii pe baza diferențelor. Nu judeca pe alții pentru lucruri pe care nu le poți controla și care nu țin de ei. Nu uita totuși că toleranța nu înseamnă să accepți un comportament deplasat, deviant, ceea ce înseamnă că toată lumea merită să fie tratată cu respect și trebuie, la rândul lor, să tratezi cu respect pe celelalte persoane. O altă acțiune în comunitate, discută cu colegii și elaborează în grup un scenariu schițe pentru ziua toleranței în școală sau în comunitate. Cunoașteți că pe data de 16 noiembrie se sărbătorește în toată lumea Ziua Internațională a Toleranței. Determină care ar fi rolul tău în aceste activități. Meditează asupra acțiunilor care ar trebui să realizezi pentru a-ți îmbunătăți calitățile unei persoane tolerante. Un exercițiu de autoevaluare. Încearcă să transformi stereotipurile sau gândurile negative de mai jos în altele pozitive, folosind următoarele calități: bună dispoziție, optimismul, creativitatea, toleranța, iubirea, grija, compasiune, răbdarea, bunăvoința. Nu mă simt bine alături de persoanele de culoare. Femeile nu sunt atât de creative. Vreau să plec în vacanță, dar nu voi putea suporta arabii din hotel. În ultimul timp, lumea devine tot mai rea. Un alt exercițiu de autoevaluare ar putea să fie să alcătuiești un motto despre toleranță pornind de la spusele gânditorului Karl Popper. În numele toleranței avem dreptul de a nu tolera pe intoleranți. Ce idei ai pentru organizarea unui concurs de posteri tematice cu genericul Toleranța este un nivel de cultură și civilizație? Ați putea să participați la realizarea unei expoziții de artă așa cum vedeți în această imagine. Câteva concluzii. Există mai multe modalități prin care poți să-ți demonstrezi toleranța, prin respect, prin înțelegere reciprocă, prin ajutor. Este posibil ca o persoană să fie în dezacord cu părerile tale, dar în același timp să le respecte. A nu fi de acord cu cineva nu înseamnă să fii intolerant. Meditează asupra acestor spuse și ce s-ar întâmpla dacă s-ar schimba rolurile în societate. Pentru gândire critică îți propun să analizezi un exercițiu. Cum poți să fii tolerant cu persoanele pe care nu le cunoști? Un exercițiu de gândire critică. Cum poți să fii tolerant cu persoanele pe care le cunoști, dar nu demonstrează toleranță față de tine? Suntem la etapa de reflecție a lecției. Trebuie să reții. Practica toleranței se afirme prin comportamentul decent, sistematic față de ceilalți, fie că e vorba de părinți, colegi, prieteni, profesori, persoane cunoscute sau străini. În acest caz te gândești, cum poți fi tolerant și cu oamenii pe care nu-i cunoști? Reflecția numărul 2.
Toleranța este o formă superioară de civilizație și cultură. În acest caz, îți propun să identifici manifestări din toleranță, din cotidian, cum aceste situații ar putea să fie transformate în unele tolerante pentru ca să avem o lume mai bună și tu să devii mai bun. Pe curând!